împreună cu colegul și prietenul meu de la radio, Horia Mihail, unul dintre cei mai cunoscuți pianiști ai momentului din România. Suntem foarte... Stimați telespectatori, vorbește domnul Gabriel Făitoru, oaspetele nostru. De atunci, face nimeni nu s-a mai trebuit să facă lucrurile. Dacă o să aveți răbdare să ascultați concertul nostru, deci, domnul Gabriel Păitoru a ținut o scurtă descoperire. Suntem în sala statului Bărăceanca, unde are loc acest concert deosebit și deja auzit primele sunete ale vioarei fermecate a lui. Acum, mânuită de marele violonist contemporan, Gabriel Păitoru. Haideți să-l ascultăm. Bucuria mea. Vă deschideți.
tipo. Realizar o dado,
Stankovic Hart. Thank you.
Sala de sport pentru mine a fost o noutate, n-am mai cântat niciodată într-o sală de sport, mă turisez. Însă în acest turneu am avut ocazia să avem tot felul de sel, tot felul de tipuri de public. Unii mai atenți, alții mai puțin atenți, însă cu toții până la urmă au rezonat la un anume gen de muzică. Chiar și astăzi a fost, mi s-a părut mie o reacție deosebită la ciocărlia de Grigore Dinu. Dumneavoastră ați cântat și ne-ați încântat și suntem foarte bucuroși că am primit în mijlocul nostru și am avut această posibilitate un artist de talia dumneavoastră. Deci și noi am fost oarecum derutați de artistica sălii, dar din punctul nostru de vedere, credem că a fost o reușită, pentru că dumneavoastră, cu talentul dumneavoastră și cu ați reușit să creați acea atmosferă proprie gustării muzicii.
Mulțumesc. Noi am încercat să facem peste tot unde am fost în acest turneu un tip de concert lecție cumva. Aici, din păcate, acustica nu ne-a ajutat, n-am putut vorbi, n-am putut comunica cu copiii. Doar prin intermediul muzicii am mai reușit. Și acolo când și când. Se spune că muzica este un limbaj universal, așa că v-ați folosit în plin de el. Mulțumim. De aceea vă mulțumim foarte mult și, eu știu, poate vă dată în viața noastră. Mai ne mai întâlnim. Poate în alte condiții, poate în alte condiții. Că dumneavoastră, ca iubitor de tot ce este românesc, știm că concertați mult și în România. Mulțumesc mult! La revedere!